fi. Se numără printre cei mai iubiți interpreți de muzică ușoară românească. Decenii întregi, aparițiile sale pe micul ecran și în concerte au reprezentat un regal. A lucrat ca tehnician proiectant înainte de a deveni unul dintre cei mai iubiți artiști. E un capricorn cu un scris caligrafic de o rară frumusețe. Nu s-a considerat niciodată o vedetă, ci mai degrabă un artist popular, pledând pentru reîntoarcerea la melodie, la lirism, parametrii care vor dăinui cât lumea. Este născut în București, însă a decis să se depărteze de atmosfera sufocantă a capitalei, stabilindu-se aproape de inima munților, la Breaza, unde are o căsuță cochetă și mereu strălucind a curățenie. Este un om care a știut să rămână frumos, crezând în iubire, în ciuda tuturor pragurilor întâlnite. S-ar părea că, mai presus de cuvinte în ceea ce îl privește, e doar muzica prin răvășitoarea ei forță de a schimba lumea. Te rog, zâmbește, fată frumoasă, niciodată, nu știu cine ești, ochii tăi, să nu vii iar să mă cauți și câte alte piese de dragoste, nemai vorbind aici de șlagărul pe care îl știu toate generațiile. Hai, vino iar în gara noastră mică. Bine ați venit! Mai măgulit cu așa vorbe frumoase, am două observații de făcut. Prima, nu mai scriu frumos, și a doua, nu stau la Breaza, stau la Cornul, adică vis-a-vis de Breaza. Cum treci apa, dai de mine. Foarte bine, pentru că ne desparte Prahova, acest aspect. Da. Îți mulțumesc frumos pentru invitație și sunt fericit că pot fi alături de voi. Este o emisiune interesantă, știu că e urmărită de public și invitația voastră m-a făcut să fiu prezent de asta dată. Și noi mulțumim. Și vorbele tale sunt minunate, probabil că am dovedit ceea ce spui tu și îți mulțumesc din toată inima. Mulțumim și noi. În curtea casei părintești, undeva la periferia Bucureștiului, aveați o bară fixă, unde după câteva rostogoliri precum gimnaștii experimentați, începeați să le cântați copiilor din vecini. Care este cântecul cuceritor în acele vremuri? Bara fixă exista, e adevărat. Tata o făcuse special pentru mine, pentru că voia să fac gimnastică. Îmi plăcea mult să merg la circ, fusesem de două ori cu bunicul. Văzusem prima dată circul pe gheață de la Paris, care venise în București. Înainte circul nu era unde e acum, era pe locul Intercontinentalului. Și m-a impresionat tare mult spectacolul, m-a impresionat artiștii și mai ales exercițiile de la trapez. Voiam să fiu un circar, dar nu un circar oarecare, știam că trebuie exerciții, așa că făceam exerciții la bară. Nu știu dacă își mai amintește cineva cântecul de demult, Firicel de floare albastră, floare de nu mă uita. Dorina era un șlagăr Drăghici la vremea aia, era cântat de Dorina Drăghici și de Nicu Stoienescu. Și l-am cântat prima dată în clasa întâi, când domnul învățător ne testa aptitudinile. Și eu cred că am cântat frumos. Dânsul i-a spus mamei că sunt talentat și că am voce. Probabil că și mama știa, numai eu nu știam lucrul ăsta și nu știu nici acum, pentru că eu nu mă ascult acasă, mie nu-mi place cum cânt. Îmi place cum cântați voi și cum cântă colegii mei, dar, sau alți artiști, dar eu cu mine am multe de împărțit, pentru că sunt un luptător și de fiecare dată când mă ascult descoper că nu e bine, nu chiar tot, dar aproape tot. Și cu toată această atenție pentru a șlefui întotdeauna, noi adorăm tot ce cântă Gabriel Dorobanțu. Da, să știi că și eu am reascultat discul Te rog să mă iezi de acum 30 de ani și chiar a început să-mi placă de mine. Adică acum mi-am dat seama de ce oamenii ascultau cântecele, de ce mă aplaudau, însă atunci la vremea aia era doar un succes și aplauzele publicului mă dădeau peste cap și mă încântau și mă simțeam în al nouălea cer. Era o chestiune grozavă, pentru că era o inconștiență a tinereții, a pasului pe care l-am făcut pe acest drum, care este destul de anevoios.
Bunicul v-a luat de mână, v-a dus la acel circ ambulant Cratel. Da. Și oare de acolo să vină dorința de a fi în lumina reflectoarelor? De a capta publicul? La început cred că era mai mult mai muțereală. Cred că așa cum se joacă toți copiii, voiam să fim ce vedem la televizor. Încă din 1961 noi am cumpărat televizor acasă. Nu oricine avea televizor. Just. Sigur că pentru oamenii de acum și mai ales pentru tineri asta poate să fie incredibil. Am cumpărat un televizor național, deci un televizor japonez, pe care tata a dat 3600 de lei. La vremea erau cam 36 de milioane, să spunem, sau 3600 de lei de acum. Mult, pentru că salariul tatei nu era mai mult de 1000 de lei. Deci a dat 3 salarii și jumătate pe televizor. Asta a făcut-o pentru că s-a putut plăti în rate și pentru că noi voiam să știm ce se întâmplă în lume. Și am descoperit în felul ăsta artiștii pe care îi știa o țară întreagă, am descoperit televiziunea și odată cu ea dorința de a ajunge la televizor. Pentru că de copil, ca și tine poate, m-am văzut acolo. Adică așa credeam eu, că o să fiu și eu la televizor ca toți ceilalți. Și s-a împlinit visul ăsta, dar știi, acum, întorcându-mă în timp, nu vine să cred că eu, copilul de atunci, fără niște idealuri măreți, un copil normal, obișnuit, cu minte, silitor la școală, am ajuns la televiziune alături de mari actori, de mari cântăreți, când la radio... ies pe scenă cu un curaj nebun. Eu nu sunt o fire curajoasă. Mă sperie și dunșoarece, dar știi, la un moment dat cred că e o mobilizare de neînțeles, pentru că nici nu știu cum pot să apar în fața 7, 8, 10 mii de oameni, să și vorbesc cu ei, să le cânt, să-i conving. Să știi că pentru asta îți trebuie un curaj nebun, îți trebuie un echilibru foarte bun, trebuie să conștientizezi că prezența ta în fața publicului nu trebuie să fie nici oricum și nici degeaba și trebuie să înțelegi că te urmăresc mii de ochi și fiecare te judecă în felul lui, vorbind despre spectatori. Nu este ușor, dar abia acum știu lucrul ăsta, acum mi se pare mai greu, atunci era foarte ușor. În clasa întâi la sărbare v-a fost ușor. Ați cântat un șlagăr al Margaretei Puslaru, În apa mării, iar mama, sprijinind zidul școlii, ascultându-vă, a podidit-o plânsul. Probabil că așa a fost, nu mi-aduc aminte lucrul ăsta, l-am povestit mai de mult. Știu că mama a mers prima dată cu mine, pentru că vorbim de amintiri, la Palatul Pionierilor să mă înscrie la cercul de teatru, pentru că mama credea că am talent actoricesc. Exact. M-a pus să repet în tramvai fabula Vulpea Liberală a lui Grigore Alexandrescu și am uitat să coborâm la stația de la Palatul Pionierilor. A trebuit să ne întoarcem pe jos, din Grozăvești până la Palat sus, și am intrat la teatru. Probabil că am spus frumos fabula Vulpea fără încetare, spunea în gura mare că de când treburile merg la vare și lumea pătimește și așa mai departe, dar eu știam să fac și ca Vulpea și ca toate personajele din fabulă, pentru că mă învățase mama cum. N-am stat mult pentru că m-am plictisit. Eu eram în clasa întâi atunci. M-am plictisit pentru că ceilalți copii știau să citească literele bătute la mașină ale rolurilor. Eu știam numai litere de tipar. Și alea mi se păreau și greu de descoperit pentru mine și greu de asociat cu celelalte litere pe care mama mă învățase când îmi scria bilet. Sun la piață, fii cu minte, cacao cu lapte e pe bufet, mănâncă. Așa, deci a fost destul de dificil. Și probabil că erau copii care râdeau de mine și nu mi-a plăcut lucrul ăsta și nu mai m-am dus. Și după 2 ani am mers la corul de copii fără să știe mama și am reușit la corul de copii. Noroc că nu era facultatea de medicină, că cred că reușeam și acolo de mic. Sensibilitatea pentru frumos înseamnă că ați moștenit-o de la mama.
Nu știu, cred că de la amândoi părinții, pentru că erau oameni frumoși amândoi. Vorbesc la trecut pentru că ei nu mai sunt printre noi. Și știu că se și iubeau, se căsătoreau de tineri oamenii înainte. Mama la 20 de ani m-a avut pe mine. Și eu sunt o mamă cu primul copil. Și tu ești o mamă cu da, copila și știi ce înseamnă să fii căsătorită din vreme. Deci amintirea este frumoasă și a copilăriei. Această trăsătură a sensibilității luată de la amândoi părinții, dar știu că tata se ruga să mai spargeți un geam, să vă bateți cu cineva, să simtă că are un băiat în casă. Singura obrăznicie, ca să zic, era că fumați pe ascuns cu o verișoară atunci când făceați temele împreună la latină. Asta mai târziu, mai târziu. Știau ei că facem năzbâtii, ca toți copiii, și eram la liceu deja când voiam să fumăm și noi câte o țigară. Și eu nu mai fumez de vreo 20 de ani și când am fumat, am fumat de la alții. Deci n-am fost un fumător înrăit. Asta m-a și făcut să-mi păstrez un calitatea timbrului vocal și să pot cânta și la vârsta asta foarte bine. Ați avut același colectiv din clasa 1 până în clasa 12? Da, 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 da. Și iată verișoara asta de care vorbești. Așa, chiar acum s-a întors din Viena, a stat 40 de ani acolo și s-a întors pentru că nu mai suportă constrângerile în urma pandemiei de acolo. Da, și a zis, vin aici că stau la Sinaia și măcar că nu mai ies din curte, dar măcar privesc telecabina când trece din sus în jos și invers. Chiar vorbeam cu ea zilele trecute despre liceu și ea mi-a amintit că fumam. Mi-a spus, ți-aduce aminte când ne-a prins tantinuții că fumam și, mă rog, ne-a făcut observații. Mai fumează verișoara? No, ea este, acum ține dietă, ea este, nu mai mănâncă carne de 2000 de ani, că vrea să fie ca o franzelă. Mă rog, nu cred că o să nimerească, că este vârsta, dar e voința ei și este frumos lucrul ăsta. Tot timpul trebuie să te preocupi, să arăți bine, să fii prezent în mijlocul oamenilor și să nu te lași. Vreau să rămân în același cotlon. Ce alte prostioare făcea Gabriel Dorobanțu? Nu pot să cred că nu făcea nici o năzbâtie împreună cu respectivii colegi. Făceam foarte multe. Nu trebuia să știe mama tot. Nu că mi-ar fi făcut ceva. Dar era mai bine că, să nu știe. Era secretul nostru și îmi plăcea să aveam, cum să spun... Un colectiv unit? Da, ne iubeam toți colegii, eu eram liderul, eu propuneam să mergem în excursii, eu organizam, eu știam pe cine aleg să fie alături de noi ca să fie grupul bun, adică să comunicăm protejat, bine. Da. Ne amuzam foarte mult. Știu că râdeam ca proști uneori, din nimic, dar era frumos. Eu și acum mi-am păstrat spiritul ăsta plin de voioșie și de comunicare. Și cu simțul umorului neapărat de da, trebuie să-l ai, altfel te-ai prăpădit. Dacă înaintezi în vârstă și devii important și serios, te ocolesc toți. Nu te mai vrea nimeni, te lasă pe tine în al nouălea cer unde te crezi că ești și nimeni nu mai comunică cu tine. E important să comunici cu oamenii și mai ales cu oamenii mai tineri decât tine, pentru că în felul ăsta și descoperi lumea lor și descoperă lumea ta. Dacă reușești să faci o punte între tine și ei, este un lucru formidabil. Știu că până de curând, când învățătorul pe care l-ați avut a împlinit 91 de ani, aveați grijă ca în fiecare an de ziua dumnealui să îl telefonați, iar acesta plângea de faptul, impresionat fiind de faptul că nu l-ați uitat, deși ați ajuns un artist mare. Să știi că mama îmi spunea tot timpul și mi-amintea că trebuie să scriu felicitare, că atunci se scria, nu era cu telefon și cu mesaje, trebuia să scriu felicitare domnului învățător. La un moment dat mi s-a părut că nu e de nasul meu să fac lucrul ăsta, că eu sunt deștept și grozav. Însă mi-am dat seama cu timpul ce important a fost acest lucru, ce frumos m-a învățat mama. Mulțumește acestui om care te-a învățat să scrii și care a fost al doilea părinte al tău. Așa spuneau ei ca părinți.
Și mai târziu m-a revăzut cu domnul învățător după ani și ani, când dumnealui a ajuns la 91 de ani, m-am văzut cu dumnealui când cred că avea 80 de ani, deci trecuseră ani mulți de când terminasem școala primară. Nu pot să știi ce emoție, mai mult pentru dumnealui, pentru că mă știa și de la televizor că mi împlinise în visul copilăriei. Și nu-i venea să creadă că eu, elevul lui conștiincios și mititel, probabil că avea memorie sau ne avea pe toți în memorie, în uniformă și cu fundă la gât, că noi purtam o fundă la gât. El s-a emoționat și știu că i-au dat lacrimile, pentru că eram oamenii crescuți de el. Devenisem oameni și se mândrea cu noi. El sigur că a avut generații de copii, însă ceea ce știu acum și atunci nu știam, este faptul că erau învățători cu vocație pedagogică. Foarte bine pregătiți, cu un calm desăvârșit și ne mai muștruluia, nimeni nu se ofensa de chestia asta, iar părinții nu se amestecau niciodată. Știu că mama venea doar la ședințele cu părinții, asculta sfaturile domnului învățător și atâta. Părinții n-aveau păreri. Părinții aveau încredere mare în învățători și nu-i discreditau în fața copiilor. Nu spuneau niciodată un părinte este proastă doamna învățătoare sau domnul învățător nu trebuie ascultat. Ferească Dumnezeu! Ei erau niște sfinți și gata. Și noi am generația noastră și mai ales după liceu, toți copiii din școală am intrat la facultăți, la școli post-liceale. Am avut o situație foarte bună și am avut colegi de clasă care acum ocupă posturi importante și unul dintre ei, de exemplu Adrian Iliescu, este politolog și filozof. Marian Ivancu știu că a lucrat la Adevăr o perioadă. Colegii de ale mele au fost doctore și sunt doctore, asistente medicale, avem designer printre cei cu care am făcut școala, deci oameni foarte bine pregătiți, conștiincioși. Nu poți să faci nimic fără muncă. Dar dumneavoastră când erați mic, ați dorit să deveniți depanator de lifturi, o meserie plină de mister și neprevăzut. E, nu, m-a întrebat toată ziua, bună ziua, fiecare, ce vrei să te faci. Nu știam nimica. De poezie însă când v-ați apucat? Tot timpul. Eu am fost poet de când mă știu cum e tot românul, dar mai greu era cu hotărârea devenirii mele, pentru că știi, toată lumea te întreba ce vrei să te faci și noi de bine de rău trebuia să răspundem ca să mulțumim fie familia, fie pe interogator, pe interlocutor. Cum se zice? Nu știu cum se zice. Ăla care partenerul, te întreba. Partenerul, interlocutor, da. E bine, de dialog. Așa, da. Și trebuia să spui mă fac doctor sau mă fac inginer sau mă fac... Nimeni nu se făcea gunoieri, nimeni nu ducea liftul de sus în jos, nimeni n-apăsa pe un buton, trebuiau numai meserii grozave. Sigur că era un ideal, dar nu toți copiii au cap ca să ajungă acolo unde ar vrea să ajungă. Deci trebuie înțeleși. Și ce răspundea Gabriel Dorobanț? Că mă fac liftier, că atâta credeam că mă duce capul. Da, mai târziu am vrut să mă fac preot, s-a bătut monedă pe chestia asta că s-a scris la ziar, ca și cum nu s-ar crede că a fi preot este o meserie nobilă și frumoasă și este ca și cum e un doctor, nu? Preotul este medicul sufletului tău. Deci era frumos să fi fost preot și mi-ar fi plăcut. Cred că aș fi reușit, am voce frumoasă. Eram cu putere de convingere, știam să vorbesc cu oamenilor și orator, să-i împac, da. Pentru că contează mult să împaci un om cu sine însuși, nu? Și dacă știi să-l sfătuiești frumos, iese bine. După ce ați văzut poza doamnei Florica Orăscu, da. Nu-i problemă. Ați vrut neapărat să ajungeți la clasa dumneaei. Ai uitat să-mi spui pe nume și lucrul ăsta mă dezamăgește, da, că tu mi-ești prietenă și eu te admir mereu când ești pe micul ecran și noi ne spunem pe nume. Știe publicul că ne spunem pe nume, deci sunt Gabriel Vasilica. Bine, Gabriel. Așa, deci ce era cu doamna Orăscu? Ai cântat la admitere. Așa. Un cântec spaniol, doar că nu ai convins atunci, nereușind decât să devii un elev observator pentru un an de zile. Așa este. Știu că suferei.
am aflat de doamna profesoară Orescu din ziar că este o profesoară de canto excepțională. Iată, televizorul, ziarul, cât impact poate să aibă asupra unui om, să-ți dorești. Da. Să ajungi acolo, păi, la oameni. Na, trebuie să pleci urechea undeva. A apărut chiar poza dumneai în Săptămâna Capitalei, ca unde redactor era Eugen Barbu, și doamna profesoară avusese elevi care ajunseseră vedete. Marius Țeicu, Mihai Constantinescu, Mirabela Dauer, Dida Drăgan, Aura Urziceanu, adică niște nume mari. Voi acum spuneți galeria interpreților de aur. Păi erau de aur, dar și de platină. Pentru că aveau cunoștințe frumoase, muzicale, pentru că făceau cu pasiune cariera și pentru că erau vedete. Deci noi le vedeam la televizor săptămânal. Marina Voica, Margareta Păslaru, Dan Spătaru, Mirabela Dauer mai târziu, Corina Chiriac, Dida Drăgan, Angela Similea, Aura Urziceanu, erau pentru noi nume de referință. Le știam repertoriu și le știam cântecele. Și m-am dus la doamna Orescu. Așa. Și dumneavoastră a spus, păi cântă ceva. Niciodată n-am știut un cântec cap-coadă. Și acum le mai uit pe ale mele, dar pe alea de demult. Și nu i-am cântat un cântec de muzică ușoară, pentru că însemna să cânt cântec cu cuiva. Asta însemna să imit pe cineva sau să cânt cam ca ăla, pentru că aveam talent de imitator, știi? Și n-ai îmbrățișat niciodată ideea asta. Deși nu. Ai un dar aparte. Nu, să imitam maestrului Dem Rădulescu cântăreții sau actorii și dumnealui se prăpădea de râs și spunea, Gică, păcat că nu te-ai făcut actor. Că dumnealui ne spunea tuturor Gică. Chiar mi se părea normal că la cât de mare era, noi eram cu toți o apă și un pământ. Dar am mers la doamna profesoară și am spus că știu să cânt Sărbarea Andaluză, asta o știam de la corul de copii. Era un cântecel. Și a zis, da, e frumos, zice, dar nu pot să te primesc anul ăsta pentru că nu mai sunt locuri. Și, măi, îmi venea să plâng. Că eu credeam că, așa cum sunt eu, nu mai e nimeni și doamna profesoară în momentul ăla o să se dea cu capul de pian și o să zică ceva ca tine n-am mai văzut. Nu mai putea ea. Am intrat după un an și am înțeles după 2 ani că dacă nu merg la doamna profesoară să fac lecții particulare cu dumneavoastră, că era și ea puțin afacerist, așa, să lege praful de mine. Și ai început aceste ore. 100 de lei pe oră. Ora de 45 de minute, de fapt. 100 de lei era ora. Deja lucram. Îmi luasem servici ca tehnician proiectant, pentru că făcusem școală post-liceală. Și aveam salariu 1200 și 800 îi dădeam pe lecții. Plus parizerul de la Leonida, zic, plus prăjiturile. Da, da, da. Parcă te-ai trăit odată cu mine, așa de bine le știi. Cosmin, îmi place că te-ai ajutat la documentare, așa încât... Da, da. Pentru că, da, era parizer foarte bun și când soseam la doamna profesoară eu cu gândul să fac lecții, dumneai întâia elanul și zicea, du-te până la Leonida. Leonida era un magazin de mezeluri, să-mi iei niște parizer. Tot în acele 45 de... Normal, da. Normal. Trebuia să înțeleg că trebuie făcut un sacrificiu. De orice fel. Să te duci să cumperi ceva pentru doamna profesoară nu era mare lucru. Răpea din timpul meu, dar timpul ăla puțin care rămânea pentru vocalize era timpul când eu îmi însușam niște noțiuni extraordinare privind tehnica de cântat, pentru că dumneavoastră ne-a învățat să cântăm foarte bine. În primul rând ne-a învățat să rostim bine, să cântăm românește și să împărțim bine frazele. Da. Atunci când, asta din experiență ți-o spun, atâta cât este, când ești pe scenă, dacă lumea doar te privește și nu te aude și nu te înțelege, degeaba te duci pe scenă. Nu poți să spui niciodată, eu cânt pentru mine și nu mă interesează publicul. Dacă vrei să cânti pentru tine, stai acasă și cântă în baie cât vrei. Sau cântă neamurilor. Dacă vrei să fii în fața publicului, atunci apari conștient de faptul că lumea trebuie să te înțeleagă. Și să te înțeleagă trebuie să-i spui pe limba lui ce vrea să audă. Sigur că unii spun mai frumos, alții spun mai interesant, unii spun cu nonșalanță, alții spun
în așa fel încât publicul să fie impresionat și este foarte greu să știi să impresionezi lumea. De astea unii ajung și unii ne ajung. Unii sunt artiști și unii sunt meseriași. Vreau să revenim la doamna profesoară. Ia zi-mi, Gabriel, cum cărai în tramvai tablourile marelui Sabin Bălașa? Și ce impresie îți lăsau picturile? Am mai povestit lucrul ăsta. Este într-adevăr o poveste pentru mine unică, pentru că am și învățat multe și, cum să spun, povestește despre oameni. Să ajungi la Sabin Bălașa în atelier, neam de neamul meu nu cred că se gândea la chestia asta, dar doamna profesoară Orescu, pentru că avea un sos care iubea acuarela și pictura, a fost trimisă de soț să facă o negociere pentru un tablou de la Sabin Bălașa. Și pe cine să ia om de serviță care tablou? Pe Gabi, pentru că Gabi era și ascultător și docil și pentru că intrasem la inima domnului Orescu, care era avocat, soțul doamnei profesoare Orescu, și care făcea colecții de acuarele și de tablouri. Mereu când soseam la ei trebuia să fi vizitat expozițiile de pe Maghieru, de la palat, și tot ce era nou privind vernisaj și expoziție, stil de pictură și autori, trebuia să-i știu, pentru că altfel mă făceam de râs. Și mi-a folosit foarte mult, pentru că am învățat să port o discuție cu dumnealui, nu atât de savantă, dar pe placul dumnealui, ca să mă iubească și să intru în atenția lor. A fost o stratagemă care mi-a folosit. Iar să ne vorbim de domnul Bălașa, nu de mine, că știe lumea cât de deștept sunt, dar domnul Bălașa era un mare artist și a rămas un mare pictor. Ce m-a surprins în atelier? Avea atelierul pe Pangărati. Lucra la un șevalet când m-am dus, era o pictură așezată acolo. Dumnealui face picturi, de, picturi mai puțin accesibile și dacă nu ai o instruire anume, nu poți să le descoperi sensul. Am descoperit că dumnealui era un filozof, bun filozof, și citea multă filozofie. Erau împrăștiate cărți de beletristică și cărți de filozofie. Probabil că dumnealui era dominat de anumite teme, de anumite idei și voia să cadă de acord în munca pe care o așternea pe, atunci când picta un tablou, să fie în acord cu anumite idei filozofice pe care dumnealui fie și le înșușa, fie le descoperea, fie voia să le impună. Știi că dumnealui picta așa cu simboluri, picta niște păpușoi, niște personaje greu accesibile unor oameni care erau obișnuit cu alt mod de a picta sau de a privi pictura și de a o înțelege. Doamna profesoară a comandat un tablou personalizat. În tablou era un pian, lângă un pian era o fată, vezi, doamne, doamna profesoară, dar doamna profesoară s-a speriat și nu s-a recunoscut pentru că era un păpușoi japonez fără viață. A fost sfătuită de acasă să nu laude tablou ca să nu cumva domnul Bălașa să-i ceară bani mulți. Și când ne-am întors, n-am luat taxi, m-a pus pe mine să car tablou. Îți dai seama că dacă se oprea troleibuzul la un hop, distrugeam capodopera domnului Bălașa și se ducea naibii și negocierea, și tablou, și descoperirea mea de suflet pe care o făcusem acolo. Deci niște lucruri anapoda. Știu că a costat 5.000 de lei tablou. Hai să spunem 1.000 de euro la vremea aia. Troleibuzul costa 60 de bani. Taxiul, cred că de la Pangrati până în Ana Ipătescu, costa 10 lei. Deci dai tu 5.000 de lei și nu mai ai 10 lei pentru taxi și mă pui pe mine să-l car,
Mă rog, nu m-am simțit umilit, dar a fost un semn de întrebare pentru mine. Oricum trebuie să faci, atunci când trebuie să faci o afacere, trebuie să fie foarte cumpătat, econom sau să fii zgârcit. Dacă nu vrei să fie o afacere și este doar o chestiune de cheltui banii, ia taxiul, nu știu, așa era în capul meu. De asta n-am știut niciodată să fac afaceri și m-am apucat de cântat. Pentru că asta nu e o afacere. Fiindcă a venit vorba de cântat, Fromi Moreno este cel mai bun profesor al lui Gabi Dorobanțu. Să zicem, da. El a fost cel care te-a pregătit pentru prima participare la un festival de interpretare la Dorohoi, acolo unde ai obținut și cea mai înaltă distinție. Da. Adică trofeul la interpretare. Voiam să învăț și puțin pian, cam greu la vârsta mea. Și am mers la domnul Fromi Moreno să mă învețe. Dânsul era inginer de sunet în radio. Se ocupa cu cei care voiau să dobândească arta orchestrației și l-a învățat pe Viorel Gavrilă să orchestreze. El era mult mai mic decât mine și acolo ne-am întâlnit eu cu Viorel Gavrilă. Pentru cine nu știe, compozitorul nostru renumit și dirijor la Teatrul Majestic din Ploiești, Viorel Gavrilă mi-a făcut primul cântec pe care lumea nu știe, că n-are de unde, și pe care l-am înregistrat în radio, dar cred că s-a pierdut. Cântecul se numea Noi și l-a scris special pentru mine la îndemnul domnului Fromi Moreno. Mai apoi, primul cântec din viața mea pe care l-am înregistrat la radio, tot al lui Viorel Gavrilă a fost și tot de el a fost scris. Și tot la îndemnul lui Fromi Moreno mi l-a dat. Eu am făcut și versurile. Am uitat între timp că eu am făcut versurile. Am uitat că eram atât de bun și de talentat. Abia mai târziu mi-am dat seama că eram destoinic. Însă versurile erau destul de bune și nici nu știu de unde știam să le fac. Și pentru asta, nu știu, îți trebuie ceva. Mi-a ieșit foarte bine. Înainte era o comisie la radio care accepta cântecele să fie difuzate și cântecul nostru a fost dus la radio și pentru că era bine orchestrat, bine cântat și versurile erau foarte bune, cântecul a trecut de comisie și s-a dat la radio. Cum se numea piesa? Spune-mi, draga mea. Decât puțin mai știu din el, nu știu să ți-l cânt, dar era foarte frumos orchestrat. Spune-mi, draga mea, tararirararara, și mai departe nu mai știu. Pentru că sunt mulți ani de atunci. Și nu există o arhivă a acestor înregistrări? Există o arhivă, dar această arhivă, după Revoluție, așa am înțeles, s-a dus la arhiva mare a radioului, care este undeva la Jilava. Deci acolo e o clădire unde tezaurul, lucrurile de valoare și arhiva radioului este depozitată. În radio acum, în clădirea radioului, știu că există o fonotecă unde nu sunt multe cântece de ale noastre. Deci dacă un redactor vrea să difuzeze cântece de demult cu Gabriel Dorobanțu, da, nu o să se mai întâmple niciodată lucrul ăsta, că redactorii nu sunt preocupați de așa ceva și nici nu mai există redactori, există DJ de radio. Dacă un redactor vrea să facă așa ceva, trebuie să facă comandă să scoată din arhiva radioului de sub pământ, de la Jilava, înregistrări cu noi, să le aducă. Sesizez aici o mică durere sau poate mai mare durere. Nu e o durere, vremurile se schimbă, trebuie să înțelege. Eu nu retrăiesc clipele de atunci. Înțeleg că au lumea trecut atâția ani și că schimbare. Da, și că așa e acum. Nu știu dacă așa este peste tot. S-ar putea să fi fost numai la noi lucrul ăsta. Dacă într-adevăr așa a fost, asta este o dramă. Nu pentru noi, care oricum timpul trece peste noi și publicul se schimbă și trebuie să descoperim în timp că nu mai suntem ce am fost. Însă să nu păstrezi lucruri valoroase, bucată din timp până la urmă, din punct de vedere cultural. Era istorie și era istoria culturii noastre, fiecare cu contribuția lui, cu puținul lui pe care l-a adus, dar adunate la oaltă însemnau o comoară. Și să
îngrope această comoară și să nu se mai știe nimic de la o vreme... Cine este responsabil? Ești interpretă de muzică populară, cunoscută de public și foarte bună și te apreciez și eu. Mulțumesc. Personal. Ți se pare normal să ne auzim la radio Maria Lătărețu și Maria Tănase și Ioana Radu? Nu le aud. Regret. Trebuie să fie pe postul național aceste interprete și mulți interpreți care își merită locul. Pentru că, iată, există o generație care nu cunoaște interpreții de atunci. Se limitează la ceea ce descoperă pe internet, ceea ce li se oferă în clipa asta pe televizor sau ceea ce li se oferă pe posturile de radio, care fie private, fie publice. Și eu, de exemplu, din nefericire, nu sunt încântat de ce ascult și de ce privesc. Asta ar trebui să fie pe primul post al radioului, deci pe postul public, pe numărul 1. Astea sunt valorile noastre. Puțină lume știe că Maria Tănase a câștigat premiul Academiei Franceze pentru discul Limba Franceză pe care l-a făcut în 1965. Cântă impecabil în limba franceză. Nimeni n-a mai reușit așa ceva. Nimeni. Este superb. O asemui cu Amália Rodríguez, care pentru portughezi este un simbol. Și dacă ai să mergi în Portugalia, ai să auzi peste tot cântându-se faduri în toată Lisabona și în toată Portugalia unde umbli. Pentru că acest cântec care a devenit bun național, fadoul, este peste tot cântat. Mă rog. Evidențiat, păstrat, conservat și... Da, mai mult asta mă doare. Nu mă doare de mine. De mine poate să-i doară pe alții, dar eu mă bucur că am înțeles acum și cred că și de mai demult care ar trebui să fie locul unui artist, unui interpret și unuia care își dă viața, sufletul și îl pune pe tavă sau și le pune pe tavă pentru marele public. Din flori, doar culori și din zori lumina pe care o au ochii tăi și-ai stau. Pierzi mult timp pe drum, talismanul de iubire asta prefăcut în scurt. Sunt hoinal așa de viața, trebuie să alerg mereu, fug încolo, fug încoace, ăsta e destinul meu. Un tango, drag minunat, un tango ce l-am dansat. Un tango ne-a împăcat, un tango. Ne spuneam vorbe mari, dar eu simt că n-o pot toate promisiuni. Nu mai confunde trăiesc libere și pentru tine în avise. O viață personală sacrificată, dacă stau să mă gândesc. Hei, nu e adevărat. Nu? Nu. Astea gabine însurat, fără copii, deși îți plac blondele, eu știu asta. Da, știi că extremele se atrag, da. Știi, totdeauna mi-a plăcut oamenii cu ochii albaștri și femeile cu ochii albaștri l-am descoperit pentru prima dată când am vizitat Letonia. Asta de mult. Mi s-a părut ceva ireal. Era ca și cum te uitai în fundul mării și vedeai nevăzutul. Așa o frumusețe de ochi au acele femei. Noi doi suntem bruneți. Probabil că și ție îți plac blonzii. Soțul tău cum e? Șatem, brun, brunet?
E brunet, eu nu l-ai nimerit, păstrez așa traiectoria. Îți păstrez traiectoria. Pigmentului o idee mai închis. Așa, așa. Însă acolo femeile sunt cu tenul alb frumos și cu ochi albaștri și adânci ca marea. Am auzit că au tenul frumos pentru că mănâncă hrișcă. Da. Și se și găsește și e și ieftin, așa. Sigur? Că... Și foarte da, sănătoasă. Foarte sănătoasă, da. Se pune la moiat o linguriță de hrișcă până dimineața și dimineața mănânci 3 lingurițe cu puțină miere și cu merișoare și e sătulă până seara. Iată, să știe și telespectatorii ce mănâncă Gabriel Dorobanțu ca să se mențină, pentru că tu ești un bărbat foarte frumos. Eu mai mănânc. Un om foarte luminos. Revenind la blonde, știu că îți plac blondele mai plinuțe, tot din documentarea producătorului, și neapărat trebuie să știe această blondă să facă înghețată, zic bine. E, nu face publicitatea asta, că pe urmă și să-i placă înseamnă că le discredităm Elton pe blonde. John. Da, le discredităm pe brunete. Nu, nu e adevărat. Dom'le, femeile trebuie să fie femei, să nu-și uite feminitatea și să nu-și uite rolul lor. Ele trebuie să fie simpatice, drăguțe, cochete, gospodine, să fie frumos educate, să nu fie vulgare. Nu contează că slabe sau grase. Farmecul e farmec. Sună ca un anunț așa la matrimoniale. Mi se pare că nici nu se mai spune grase, se spune împlinite. Împlinite. Nimeni nu mai e gras, toată lumea e împlinit. Cum era de fapt odată Ruben Sien, da, așa. A, tu ai spus mai frumos, da. Da. Să revenim la istorie. Și atunci, vreau să vorbim un pic despre doamna Camelia Dăscălescu. I-ai fost elev ulterior. Pentru că îți doreai să ajungi la festivalul Mamaia. Da, mă surprinde că vrei să vorbim despre oameni pe care puțin oamenii mai știu acum, pentru că s-a amintit puțin despre ei în ultima perioadă. Dar sunt oameni importanți, sunt oameni valoroși. Au fost oameni importanți pentru cariera noastră și pentru noi ca formatori. Ne-au format și ca artiști și ca oameni. A contat enorm. Doamna Camelia Dăscălescu era compozitoare renumită la vremea aceea, când eu m-am lansat sau când eu am vrut să pășesc pragul celor care merg pe scenă. Stătea într-o vilă la șosea. Mi se părea așa de frumos că plecam din cartier, din drumul Taberii, pentru că deja mă mutasem din militari și mergeam cu mașina 68 și pe urmă cumpăram flori și nu știam dacă să le țin în jos sau în sus sau cum să fac când bat la ușe și ce o să zică doamna profesoară și ce o să facă cu florile. Și te pregătești cu Camelia Dăscălescu pentru festivalul Mamaia, care întrerupt pentru o perioadă de 7 ani și reluat ulterior. Da, da, da. Particip cu o pieză a maestrului Vasile Veselovski, Ochii tăi, devenit peste noapte un șlagăr și iubit de o întreagă țară. Toate gândurile mele, neștiute nici de stele, ochii tăi mi le ghicesc, iar în clipa de tăcere îmi aduc o mângâiere, ochii tăi care vorbesc. Foarte frumos cântec, un cântec neoș, așa, un cântec românesc, foarte frumos și foarte bine scris, ca dovadă că și acum cântecul se transmite la radio. Și a fost foarte îndrăgit de marele public. De aceea m-au chemat la televizor. Pentru că voiau oamenii să vadă băiatul ăla care cântă cântecul cu ochii tăi. Și m-au văzut. M-au chemat de mai multe ori să-l filmez și chiar am făcut un clip la un moment dat. Era o noutate să faci un clip în televiziune. Protagonistă era Tania Leu, scenografă pe vremea aia la televiziune, și băiețelul ei, care acum cred că e Dita mai bărbatul. Cu foarte mare grijă făcut totul, foarte îngrijit și frumos, și acum este actual și sincer și frumos, și povestea videoclipului se suprapune frumos pe muzica cântată de mine, foarte frumos făcut, lucruri bine realizate de profesioniști și de oameni care cu o tehnică rudimentară pentru așa ceva reușeau să facă lucruri artistice și care au rămas în timp. Cum ai ajuns tu în fața operei cu un buchet imens de trandafiri, Gabi?
Nu e niciun secret, pentru că n-a fost nici pentru domnul Vornicu, în sensul că dumnealui m-a chemat și cred că dânsul a cumpărat un buchet de flori și mi-a spus că trebuie să merg la o domnișoară balerină de la operă. Nu mi-era greu să ajung la operă, mai fusesem, cântasem în corul de copii și am făcut de câteva ori repetiție pe scena operei, participasem la spectacole acolo, mă impresionase scena mare de la operă, care are o deschidere generoasă și o adâncime senzațională. N-am crezut că poate să existe așa ceva și am așteptat-o pe domnișoara balerină. Domnul Vornicu m-a trimis pentru că cred că dumnealui voia să facă praf pe balerină pentru că balerinei îi plăcea cum cânt eu și domnul Vornicu să intre în grațiile balerinei, nu știu, aștepta un sărut, aștepta un semn de vino încoa, asta e altă treabă, dar i-a zis, lasă că ți-l trimit eu pe Durobanțu, că eu îl știu și... Cum a reacționat balerina? Păi, să spun sincer, nici nu mai țin minte. Eram așa de emoționat, nu știam dacă să-i sărut mâna, dacă o să dea mâna să-i o sărut. Balerinele, să nu se producă vreo încurcătură, deși... Balerinele sunt toate la fel. Toate sunt slabe, toate sunt pierite, toate sunt, cum să spun, visătoare și nu ieșea din tiparul ăsta. Deci, oricare balerină pe care mi-o prezinți acum, pot să spun, ea este cea de atunci. Deci, o balerină. Gabi, ție îți plac blondele și cele mai împlinite, cum balerina zici nu tu. Era blondă. Nu era blondă, sigur, clar, da. Și era și uscată sau... topită. Fragilă, ca da. Să zicem. Urmează un punct de cotitură în cariera ta, întâlnirea cu Dumitru Lupu și soția de atunci a dumnealui, Viorela Filip. Da, tocmai filmasem ceva la televiziune și Viorela Filip fusese acolo și mi-a spus, uite, tu trebuie să vii, noi eram vecini în drumul Taberii. Așa. Tu trebuie să vii la noi pentru că soțul meu este compozitorul Dumitru Lupu și poate te vede și te cunoaște mai bine și îi place cum cânți. Și m-am dus pe la ei, ne-am împrietenit, erau plăcuți. Dumitru Lupu era foarte haios așa și foarte personal. Mi-a scris șlagăre excepționale care au trecut timpul și... la un moment dat, din pricina succesului pe care și eu și el l-am făcut, i s-a părut că nu e suficient de apreciat el. Dar lumea n-a vrea cum să-l știe pe el atât de mult cât mă cunoștea pe mine. Sigur. Pentru că eu îi vindeam marfa lui, care era o marfă de calitate, de brand, până la urmă. Scrie o muzică sinceră, bine gândită, el era un mare melodist, scria ce trebuie pentru muzica națională ușoară românească. Publicul se regăsea în cântecele alea și le fredona, ca dovadă că, iată, Gara Mică a intrat în folclor, lumea îl fredonează și astăzi. Și textele... Această melodie are o istorie. Ai refuzat-o inițial. Ți se părea un cântec demodat, provincial... Ileana Șipoteanu la fel îl refuză și atunci... Da, nu era un cântec pentru vârsta mea. Era mult prea pasional și mult prea profund privind așa o dramă a îndrăgostitului pe un peron de gară care așteaptă în frig un amărât. Eu nu înțelegeam chestia asta, m-am dus necăjit la înregistrare că nu e un cântec care mi se potrivește. L-am cântat cu atâta of că nu e ce-mi trebuie, că până la urmă după înregistrare, așa, pe care am făcut-o cu maestru Enigărescu, l-am auzit spunând pe maestru, ai dat lovitura. Băi, în capul meu zic, ori am făcut vreo prostie, ori este bine. Nu poți să-ți dai seama, știi, fiecare crede atunci când înregistrează un cântec că e ceva nemaipomenit. Proba este, sau cum să spun, măsura o dă publicul. El știe dacă e bine, dacă nu e bine, dacă îi place sau dacă nu îi place. Nu poți să te duci să faci ciubucăreală și să bagi în buzunar câte un leu la fiecare și să-i spui aplaudă-mă că am făcut un cântec. Nu există așa ceva. Publicul trebuie convins. Asta se poate
dacă textul e interesant, dacă spune ceva, dacă înseamnă viață și dacă tu ca interpret ai putere să privești publicul în ochi și să faci publicul să te creadă. Și ei m-au crezut că eu eram ăla, prăpăditul în frig, care își așteaptă iubita pe un peron de gară. Îți dai seama că la vremea aia au fost multe domnișoare, doamne, erau deja, care veneau la mine și îmi spuneau: băi, tu știi că eu m-am îndrăgostit cu unul în tren, că l-am așteptat pe unul, așa, bărbați care mi-au spus: tu știi că eu am iubit-o pe cutare și că i-am pus de 14 milioane de ori cântecul ăsta, fie gara, fie nu știu cine ești. Îți dai seama, săracele femei, ce au îndurat ele, de câte ori au ascultat gara mică până când le-au sărutat ăia și așa mai departe. Indirect ai fost martorul fiecarei povești de dragoste și da, de iubire. Da, am fost un fel de, cum să spun, Cupidon. Inițiator al unor povești de dragoste care mai târziu s-au dovedit a fi reale, de bun augur. Deci, cei care se iubeau au crezut că trebuie să fie însoțiți de un cântec frumos pe drumul lor, ăsta al visării, al iubirii, al frumosului. Și s-a împlinit chestia asta. Și pentru că ai vorbit de ciubuc mai devreme, vreau să ne amintim cum cântai tu în bar, în limba arabă, în limba greacă, în limba engleză, și cui cântai? Erau studenți veniți la învățătură, studenți arabi, persani și greci, foarte mulți greci, care după cursuri își petreceau noaptea în club. Să nu se creadă că atunci tineretul era bovin. Nu, nici de cum. Existau baruri de noapte cu programe de cabaret excepționale, care aveau un conținut artistic foarte bun și care aveau interpreți și debutanți cum erau eu și interpreți consacrați. Cânta la bar Păunița Ionescu, cânta Mihaela Oancea, cânta Dan Spătaru, știu că a cântat și Mirabela Dauer și așa mai departe. Eu am cântat la Atene Palas. Acolo interpretam atât de bine cântecele arabești și pe alea grecești că făceam furori. Adică totul era în regulă, primeam un salariu foarte mare pentru vremea aia. Cred că îmi plăteau la bar 3500 de lei, eu începător fiind. Deci erau foarte mulți bani. Atunci aveam și servici și serviciu trebuia să merg mai departe pentru că nu știam dacă o să apuc pe drumul ăsta sau nu și primeam doar 1200 de lei la servici, dar la barul de noapte salariul pe care mi-l dădea întreprinderea de atunci era de 3500 de lei. Era foarte mult. Da. Veneau regine, florărese, venea lumea interlopă. Da, care, frumos de poveste. Care erau cântecele preferate atunci? Ce cânta Gabi Dorobanță? Păi nu, celor de programul de bar era foarte pretențios, adică avea o muzică foarte bine selectată, tot ce era nou în topuri se cânta de către soliști. Cei care aveau repertoriu își cântau repertoriu, iar eu care eram al nimănui cântam ca să mulțumesc clientul. Adică trebuia să cânt, așa îmi spusese directorul programului. Locației, da. Da, cântam în limba greacă și în limba arabă și în limba engleză. Și cum făceai cu textul, Gabi? Tematica textului, bănuiesc că trebuia să-ți fie foarte clar ce mesaj transmis celor care te ascultă. Nu cântam întâmplător, nu învățam ca un papagal. Eu așa știam că trebuie să înțelegi ce cânți și îmi traduceam, mă foloseam de studenții care veneau, îi rugam, șeful de orchestră îi ruga ca să ne traducă textul și să mă asculte dacă pronunț bine în greacă sau în arabă. Nu este ușor. Grecii au un specific, e un th anume pe care trebuie să știi să-l faci. La arabe și mai greu, se cântă mult și trebuie să știi să ai un h specific cântatului în limba arabă, mai greu în arabă, dar probabil că convingeam și că chiar dacă mai ostălceam pe aici pe acolo, eram simpatic și cucerisem lumea de atunci. Chiar am păstrat prietenii cu studenți de atunci. Uite, un
domn doctor din Iran, domnul doctor Mansur, am rămas prieten și acum chiar m-a tratat la clinica de oftalmologie la care dumnealui este medic specialist și ne-am văzut fie ocazional, fie și de această dată când dumnealui m-a chemat și mi-a spus Gabi, trebuie să te fac bine și să ai ochii buni pentru că iată, sunt probleme cu ochiul tău drept. Și m-a ajutat și mulțumesc tare mult. Ce vremuri frumoase! Da. Ce amintiri minunate! Te-aș iubi, dar spune-mi unde steaua noastră se ascunde. Ți-aș da florile iubirii și frunzele amintirii. Să-ți văd sufletul ca vara, terenul viselor și gara. Nu te-ntreb când roa cade, nici când timpul zilei scade. Nu mă mir când frigul nopții bate iar la ușa vieții. Ți-aș da frunzele tăcerii, să ascult suspinul mării, să atingi valurile toate ce m-au dus așa departe. Te doresc că-mi ești lumină, doi copii fără de vină, un vis spre libertate și cu aceeași puritate. Un vis spre libertate și cu aceeași puritate. Într-o vară trecătoare, lipsa glasului tău doare. Aș vrea să te aștept oriunde, însă cerul te ascunde. Ne iubim, dar timpul zboară ca o aripă ușoară între florile târzii. Te aștept din nou să vii printre florile târzii. Te aștept din nou să vii.
răscolit o afirmație de-a ta și te citez. Se spune că avem o țară bogată, dar nu putem avea o țară bogată cu atât de mulți oameni săraci. Ai fost peste tot în țară. Am încheiat citatul. Ce s-a schimbat, vreau să te întreb, Gabi, în sălile în care cântai în turnee, în perioada comunistă, față de acum? Știi de ce ți-era frică de spectacolele din capitală? Și de ce aveai o reținere vis-a-vis de fenomenul Daminescu? Daminescu mi-a fost coleg și prieten bun de scenă dintotdeauna. N-a existat loc de invidie, dimpotrivă, noi suntem foarte buni amici și cu Cotabiță am făcut turnee serioase și n-am avut de împărțit nimic pentru că fiecare avea succesul lui. N-a existat invidie, a fost un și este un cuvânt pe care nu-l am în vocabular. Nu că nu știu ce înseamnă, dar nu prea mă interesează. E urât să fii invidios și mai bine ai vedea de tine decât să te uiți în camera altuia. Despre așa ceva ar trebui să discute cel îndreptățit să discute, ministrul culturii, care poate fi invitat și să fie el întrebat ce s-a întâmplat cu sălile sau dacă e mulțumit sau dacă înțelege sau știe cum să facă ca lumea care nu locuiește în metropolă să aibă acces la spectacol sau la un film bun, nu neapărat la internet. Dar probabil că dumnealui se descurcă și știe să spună pentru că e politician. Eu ca artist trebuie să mă gândesc ce-ar fi bine să zic pentru ca să nu-mi amintesc lucruri urâte. Pentru că această trecere de la un regim la altul n-am făcut-o eu de capul meu și de unul singur. Am făcut-o noi cu toții. Și nu înțelege nimeni cum a fost făcută trecerea. Prin urmare, pot fi și părți bune și părți rele. Deci m-a întrebat de felul cum erau spectacolele sau sălile dinainte și cum sunt acum. Păi acum toată lumea poate să se întrebe unde sunt sălile. De oriunde este. Sau poate să se întrebe de ce nu mai vin actori sau piese de teatru sau interpreții cunoscuți la noi în orășel, în comună, ca să le vedem. Nu știu să răspund. Aș fi prea deștept să spun acum ce s-a întâmplat, pentru că este și un fenomen, pentru că este și multă dezamăgire și pentru că este și un curaj pe care trebuie să-l ai ca să îți pui un punct de vedere ferm, drept și, cum să spun, imparțial. Deci nu mă descurc la treaba asta. Ce e de văzut poate fi văzut. Dacă vrei să ne reamintim, cu drag ne reamintim de vremurile din trecut. Dacă vrei să vorbim de acum cu mare plăcere, că și prezentul e bun. Vreau să vorbesc acum despre cum vezi tu televiziunea română comparativ cu anii dinainte de 90. Nu vreau să fiu un critic al televiziunii, pentru că, în general, televiziunea face mari servicii interpreților, actorilor, oamenilor de cultură. Deci eu trebuie să mă opresc aici, dar mi-aș dori ca la televiziune să privim spectacole de divertisment de înaltă clasă, cu mari artiști. Să spun sincer, m-am cam săturat de spectacolele astea concurs. Știi că departamentul televiziunii, care era un departament de divertisment sau pentru divertisment, care suna puțin peorativ, să zicem, adică ceva care nu prea ne interesează, acum s-a transformat. Îi spune departamentul de jocuri și concursuri. Să mă ierte Dumnezeu, nu prea descoper că acele concursuri m-ar îmbia și mi-ar dezvolta intelectul într-atât încât să particip sau să trag o concluzie și nici nu mai știu să mă mai joc. Așa că ar trebui ceva făcut și pentru mine. Să știu și o să mă reîntorc la anii copilăriei sau ai adolescenței sau ai tinereții și să știu să mă joc împreună cu cei de acum. Nu mi se oferă acest lucru, îmi pare rău.
Gabi, spuneai mai devreme, în culise e drept și mi-aș dori cu îngăduința ta să intrăm și în acest cotlon. Ziceai că în urmă cu 30 de ani obișnuiai să poți să ajungi cu atâta ușurință într-un birou unde să fii primit cu prietenie. Ori lucrul ăsta nu se mai întâmplă de 30 de ani. Existau înainte niște oameni care altfel valorificau darurile oferite de artiștii țării. Păi uite, pentru că m-ai întrebat de televiziunea publică, la începutul carierei, acum ani de zile, domnul Vornicu era director și dacă mergeai la domnul Vornicu sus la etajul 11 unde sunt birourile șefilor, nu exista să nu te primească. De multe ori te chema din curtea televiziunii și spunea vino pe la mine pe sus să discutăm. Știi, el era mai direct, așa, știi, nu își alegea neapărat cuvintele. Nu era o invitație ca la palat, era o invitație vino că avem treabă. Și ne primea. Îți dai seama la ce nivel purta discuțiile cu vedetele de atunci. Eu eram un necanimeni. Mă duceam, mă primea, mă întreba ce mai fac, ce vreau să cânt, dacă ar fi interesant într-un spectacol de divertisment, dacă aș vrea să fac și proză, dacă pot să joc și vreau să joc alături de cutare și cutare. Domnule, oamenii încercau, voiau să ne descopere aptitudinile, calitățile, să ne cunoască ca oameni, să ne știe personalitatea ca să ne vândă bine. De 30 de ani nici nu știu cine este, au mai trecut directori pe la televiziune, persoane cunoscute, acum nu ne mai cheamă nimeni. Nici nu trebuie să ne dea o cafea, nu e nevoie. Să ne cheme, să ne dea o insignă. Și să zic, uite, asta e de la televiziune, pentru că apăresc de miliarde de ani și lumină. Înțeleg că după o viață dedicată scenei și publicului nu există o recunoaștere din partea autorităților. Nu e nevoie. Nimeni nu cere așa ceva. Noi trebuie să avem mândrie. Recunoașterea importantă a noastră este cea pe care o are publicul față de noi. Noi trebuie să mulțumim mereu publicului. Sigur că trebuie să ne aplecăm și asupra celor care s-au îngrijit de cariera noastră, de munca noastră, însă dacă stăm să ne gândim, am cam muncit pe cont propriu, deci investițiile lor au fost minime. Noi ne-am dus gata cu cântecele gata făcute, cu hainele gata cumpărate. Din fericire, înainte exista și o garderobă a televiziunii, te mai îmbrăcau ei. Acum, dacă te duci ca pe stradă, ca pe stradă intri, că n-au ce să-ți dea. S-a desființat garderoba. Lucru imposibil de crezut. Nu cred că există în lume așa ceva. Numai prezentatorii mai au garderobă, dar atunci când faci divertisment, probabil că atunci când este un buget mare, există o parte din buget pentru îmbrăcăminte. Nu știu, nu cunosc. Sunt prea multe lucruri și nu că m-ar întrista, mă îngrijorează. Mă îngrijorează că e altfel, că mi se pare că acest altfel mie nu-mi dă satisfacție și mă gândesc că ar fi bine să ne gândim mai bine când facem modificări și transformări de grilă, vorbesc de programele de televiziune, de orientare, de gust, pentru că gustul se formează, nu vine toată lumea cu gustul gata, pregătit, gustă din ciorbă, zice, vai ce bună e că ai pus borșul de la alimentarea sau l-a făcut de babaleanca. Nu este așa. Ăla trebuie format. Dacă publicul nu-i format și nu are un tipar bun, o matrice bună. Gabi, nu ți-a plăcut niciodată să cânți la nunți? Da, cine nu te întreb, am citit eu și am mai întrebat și am aflat. Să nu mai crezi tot ce citești. Să nu mai cred? Da, nu mai crezi, să nu mai crezi. Eu nu te întreb ce nunți ai refuzat, ci la ce nunți celebre ai ales să te duci. Nu m-am dus să cânt la nunți celebre, că nu m-au invitat. Prefer să cânt oamenilor obișnuiți. Ei își exprimă cu adevărat interesul și dragostea pentru cântecele pe care vor să le audă la petrecere. M-am dus pentru că dacă oamenii te invită și este o bucurie pentru invitați ca să vadă un artist, de ce să nu mă duc? Dar am ales pentru că
trebuie să ai o măsură a lucrurilor. Mie mi-a plăcut dintotdeauna să cânt pe scenă. După 1990, mândria multora a fost să cânte la evenimente. Cred că banii au deformat puțin statutul interpretului și artistului. A fost o goană după bani. Sigur că toți vrem să fim bogați, nebuni și frumoși, dar nu tuturor le se potrivește. Nici bogăția și nici această nebunie și alergătură. Să înțeleg că ai unit multe cupluri. Dar câte cupluri ai despărțit, Gabi? Și cum s-a întâmplat ca o admiratoare mai corpolentă să te tăvălească la propriu în fața soțului său? Doamne, astea sunt lucruri mai greu de povestit, dar s-au întâmplat. Pentru că știi ce se întâmplă? O parte, o mică parte dintre cei care au ascultat cântecele mele, au confundat cântecele fie cu viața mea, fie cu viața lor. E adevărat că sunt cântece care vorbesc despre momente de viață, dar nu înseamnă să te tăvălești într-atât pe jos și să nu mai ai rațiune. Cum ai reacționat, Gabi? Când e adevărat că dragostea te cam zăpăcește. Când a venit admiratoarea și așa prin față și să ții între băuse și ceva și s-a năpustit asupra ți încât te-a trântit la pământ. Îmi pare rău că nu există filmare de atunci. Cântam la complexul Perla Mării de la Eforie Nord. Era un program de cabaret excepțional cu vedete mari și locurile se ocupau de la ora 9, 300 de oameni erau în fața scenei pentru că ei voiau să vadă programul. Și cântam cântece din repertoriul meu foarte iubite de public la vremea aia, cum ar fi Iertările, de exemplu. Venea totdeauna și îmi dădea înfășurat pe garoafă 100 de lei un băiat așa măsliniu, așa drăguț, frumușel era, care juca Alba Neagra și probabil că el îmi cerea să cânt Iertările cu gândul că o să-l ierte Dumnezeu câtă lume păcălește el acolo toată ziua când dă zarurile în stânga și în dreapta, știi? Și într-una din serii, când am cântat Gara Mică, acea doamnă, sau doamnă era, doamnă, era cu soțul la masă. Stimabilul soț, sigur. Da, era atât de impresionată și s-a ridicat de la masă cu un buchet de flori să mi-l aducă. Eu am crezut că îmi dă florile și am vrut să apuc garoafele. Mi-amintesc că erau garoafe. Însă dumnea ei, zăpăcită și de lumina de pe scenă și de emoție, probabil, mi-a dat florile câte mi-a dat, dar s-a apucat de umerii mei și pentru că era mai corpolentă, mai baban așa, am căzut în genunchi cu dumneai acolo, că nu mai m-am ținut pe picioare, că n-am știut că vine așa un tsunami peste mine, știi, de iubire, bineînțeles. Sigur. A fost un moment și hazliu, și memorabil, special, și memorabil. Certitudine. S-a filmat cineva. Și sub privirile soțului. Nu numai ale soțului, toată lumea s-a uitat, pentru că doamna la un moment dat mi-a spus tare în microfonul pe care nu scăpase din mână: Gabriel, eu pe tine te iubesc. Îți dai seama ce a fost pe bietul bărbat sub la masă acolo? Și s-a apucat de tricou de aici, de la baza gâtului, și a smuls tricou și a rămas în sutien. Sigur că nu e o rușine, că acum la mare tot în costum de baie suntem și topless. Într-un caz fericit că sunt și da. Dar, cum să spun, era sutienul numărul 8. Știi? Și toată lumea s-a ridicat de la mese și am auzit exclamându-se: wow! Zic, măi, ce s-a întâmplat? Au dus-o, au vrut să o scoată afară de pe ring, nu voia să plece. Zic, m-am nenorocit. Zic, mă, da afară, gândul mi-era la mine. Zic, uite, din câtă iubire pot să o pățesc. Zic, pierd serviciu, din dragoste. Mai făcut să vorbesc lucruri... Cu toate astea, Gabi, tu nu te-ai stâmpărat că la unele ai ajuns acasă. Dar să nu fiu înțeles greșit de telespectator, pentru că sunt momente pe care nu poți să ți le explici. Oamenii vor să-și arate iubirea. Fiecare își arată în felul lui. Unul îți aduce o floare, unul spune sau îți face cu semn cu mâna, unul îți spune: a, uite, cineva mi-a făcut un compliment și am vorbit despre asta. Îmi place să spun mereu. A venit lângă scenă un domn care era abțiguit și m-a întrebat dacă
îl las să facă o poză cu mine. Erau bodyguards acolo, mușchi, căști, că trebuie să ne apere și ca nu cumva să... Ce să se întâmple? Și le-am spus băieților să-l lase pe om să vină să facem poză. A venit omul, ne-am făcut poză, i-am dat autograf pe o fotografie, s-a uitat la ea și a spus... Îmi place mult cum cânti. Foarte. Să știi că mereu mi-a plăcut de tine. Ai o voce ca mistria. Și zic, dar ce meserie aveți? Zice, sunt zidar. E, tu-ți imaginezi că mi-a rămas în cap chestia asta? Că el alt cuvânt n-a găsit mai frumos decât ăsta să-mi spună că am o voce care îl mângâie pe el, că știi că atunci când gletuie sau când practic procesul tehnologic atunci când ai mistria în mână este cel de final, adică deja șlepuire, gletuie sau dai ultimul strat. Deci i-a mângâiat sufletul ca mistria. Așa că mi se pare mai frumos complimentul ăsta decât altele. Începusem să spun că la unele ai ajuns și acasă. La unele admiratoare. Eu? Da. Nu, nu m-am ferit să mă duc. Nu, sunt lucruri false și probabil că sunt scrise de cei care vor să-și vândă ziarele. Dar nu mă supăr. Am ajuns odată acasă, din greșeală, dar nu trebuia să fac lucrul ăsta. O doamnă m-a chemat. Și? Dom'le, la un moment dat nu știam cum să fug. Am crezut că... că nu-i bine, că am făcut un lucru rău. Pentru că... m-a simțit stingher, nu știu ce intenție avea doamna cu mine. Eu eram... Oricum ți-a prezentat o întreagă colecție de rochii. Și-a deschis și fonierul să-mi arate rochile, mi-a arătat unde ține perucile, și-a pus peruci în cap și să mă întrebe care crezi că este bună și nu știu unde se ducea și de ce trebuia eu să suport toate chestiunile astea. Mi-a dat o bucățică de chec care era tare ca o cărămidă, m-am făcut că mănânc, dar nu, așa, a zis să și bem ceva. Era pe fundul sticlei, rămas puțin de cotnari, înțelegi? M-am gândit în clipa asta, zic, asta mă otrăvește. Și ai scăpat. Da, când m-am întors acasă, am spus, trăiau părinții și am spus, uite, m-am dus la madama asta, voi m-ați împins, că am zis că să fiu drăguț, să fiu civilizat. Amabil și uite, respectuos. Mai aveam puțin și mă oprea, nu-mi dădea voie să ies din casă. De tot. Da. Da, dacă mă omora. Ești un mare colecționar de pantofi. Nu. Cu câte perechi te mândrești? Nu? Nu. Nici? Nu, așa e la modă să spui că ai pantofi mulți. Da. Da. Pentru că port și număr mic, găsesc foarte greu pantofi și să știi că am mai dat din ei. Am mai încălțat colegi de-ai mei. Nu că n-ar avea cu ce să umble, dar se găsește greu 39-40, știi? Și când ai nevoie de un pantof mai elegant așa, toți pantofii frumoși sunt 44-45. Nu pot să mă văd cu aia. Ți așa ți se întâmplă când nu, găsești aia care îmi plac sunt 44-45 și 46. Zice, numai așa avem. Și plec. Nu poți să spui că te lauzi cu foarte multe perechi de pantofi. Nu. În concluzie. Nu. Nu, am cât trebuie și în general port pantofi ușori, pentru că și conduc și mă îmbrac și sport. Mi-e mai ușor. Nu vreau să scap de imitații. Știu că ai acest dar de a imita stilul Laurei Urziceanu, inflexiunile Oanei Sârbu și prezența scenică a Didei Drăgan. Da. Sunt doar băieții de la cameră aici. Asta puteam să o fac odată. Acum nu mai pot și nici nu este frumos. Sunt colegele mele pe care le iubesc. Ele știu că eu am... talentul ăsta, dar mai bine publicul să le vadă pe ele așa cum sunt, pentru că eu nu pot să fac o, știi, imitație, un fel de caricatură. Nu știu cât de bună e caricatura ca să-mi reușească și ele să-mi aplaude, deci nu vreau să-mi supăr colegele. E adevărat că o vezi pe Dida Drăgan ca pe un model de soție perfectă? Am spus la un moment dat, mă intriga personalitatea ei, nu că eu aș fi luat-o de nevastă pentru că ea a avut căsnicia ei. Mi-a plăcut să mă joc cu chestia asta pentru că Dida este foarte interesantă. E un om care ți se pare că nu te ascultă, dar te ascultă. E un om care ți se pare că... că e greu de atins, dar nu e adevărat. Poți să comunici foarte ușor cu Dida Drăgan. Și cu Mirabela sunt foarte bun prieten și am cântat împreună.
vorbim la telefon, comunicăm excepțional și știi, în general cu colegii mei mă înțeleg foarte bine. Lucrul ăsta nu-i greu. Nu-i greu atunci când există educație și am colegi cu educație frumoasă. Și compatibilitate. Da, sigur. Nu-i neapărat aceeași nevoie să o cauți, dar trebuie să respecti munca lor. Poți să îl placi sau să nu-l placi pe un coleg de-al tău, dar trebuie să înțelegi că are aceeași responsabilitate ca a ta. Și el merge în fața publicului și pe el îl aplaudă lumea. Deci nu trebuie să-l ignori. Dimpotrivă, trebuie să fii atent de ce îl aplaudă lumea și pe el. Asta ești o persoană credincioasă, Gabi. Ai un mod aparte de a te ruga, considerând că nu poți fi credincios prin rugăciuni scrise sau gândurile altora. Ce-l roagă Gabi pe Dumnezeu în momentele lui de liniște și care este momentul pe care îl identifici ca fiind un miracol în viața ta? În primul rând, trebuie să știi că ești supravegheat. Că supravegherea vine de undeva, nu vine întâmplător și trebuie să fii ascultător aceluia care veghează asupra ta. Și cred că este un Dumnezeu nu numai pentru mine, pentru toată lumea. Atunci când începi sau vrei să-ți deschizi un drum și intri în tainele învățăturii religioase, așa cum am făcut-o eu când am vrut să mă fac preot, încep să descoperi importanța religiei. Încep să descoperi importanța credinței. Pentru mine credința este foarte importantă. Eu am învățat în felul ăsta, crezând, nu să fiu neapărat mai bun, să mă judec, să mă judec pe mine însumi și să știu că nu sunt perfect. Perfecțiunea e undeva acolo sus și noi suntem doar tindem spre o modelare, da, o modelare făcută prin voința lui Dumnezeu. Deci sufletele noastre, uite așa, sunt sortite unei modelări spre bine. Dacă nu reușim, n-are nicio importanță, dar trecem mai greu prin viață. Dacă reușim să avem un suflet bun, deschis, frumos și ușor de modelat, înseamnă că trecerea noastră este mai lină. Ne putem gândi frumos la viitor, ne putem judeca cu asprime și ne putem, cum să spun, făli atât cât trebuie și cu măsură. Și în ceea ce privește calitățile, realizările și tot ceea ce înseamnă prezența noastră pe pământ. Nu e ușor. Mă întreb lucruri prea grele. Dacă m-aș concentra mai bine, aș vorbi mai frumos, dar nu știu să vorbesc despre lucrurile astea atât de frumos. Eu știu să le fac. M-am gândit și nici nu m-am gândit că cineva mă va întreba vreodată de ce ai suflet frumos sau de ce crezi în Dumnezeu. Păi, cred că de 2000 de ani există credință pe pământ și nu pot să mă abat de la lucrul ăsta. Trebuie să fac parte din societate. Trebuie să fac parte din lume. Eu sunt om. Prin urmare, mă înclin în fața acelora care mă însoțesc pe drumul ăsta cu credință. Vreau să mai citez ceva din ce ai spus, Gabi. Ai spus așa: sunt singur și trist. Sunt singur din cauza acestei meserii care aici te aduce și trist fiindcă bănuiesc că pierd ce mi se cuvine. Să știi că mie îmi place singurătatea. Pot să mă adun mai bine, pot să mă gândesc la ce am de făcut. Gălăgia mi disturbă viața. Cum să-ți spun? Sunt un tip destul de prietenos și căruia îi place să socializeze. Dar
atât cât trebuie. La un moment dat mă plictisește atâta zarvă în jurul meu, pentru că mi se pare că nu e de folos. De folos este să citești o carte, să scrii ceva dacă te pricepi, așa, fiecare cu talentul lui, să dezlegi cuvinte încrucișate, să te gândești la prieteni sau să vorbești nimicuri cu prietenii. E foarte important. Dezaprob cei care vor să arate celorlalți cât de speciali sunt în domenii, pentru că n-are nimeni răbdare să nici să-l premieze și nici să-l asculte. Deci cu specialiștii n-ai nimerit-o cu mine. Să stea în banca lor. Eu vorbesc cu oamenii lucruri normale, distractive, cum să spun, care ne fac să zâmbim și care ne dau bună dispoziție ca să ne construim frumos pe dinăuntru, știi? Mie mi-a folosit foarte mult. Și totuși, ce a pierdut iremediabil Gabi Dorobanțu? De ce ți-e dor acum, privind în urmă, și care e regretul sau neîmplinirea pe care o simți acum, Gabi, în anumite momente de singurătate? Neîmpliniri sunt nenumărate în viața unui om. Regrete de asemenea. Regret enorm când supăr pe cineva. Însă să știi că îmi cer iertare cu ușurință, pot să o fac, dar mă gândesc totdeauna că eu sunt cel vinovat mereu, fie că nu știu să-mi aleg interlocutorul sau partenerul sau omul cu care discut și cu care mă înfrunt, deci nu dau vina pe nimeni, eu sunt cel vinovat. Am și multe defecte, regret că le am, dar nu e nimeni perfect. Nu-mi cunosc bine calitățile. Asta le aud de la voi, de la lume, de la ce se scrie. E mai bine așa, dar eu am câteodată sentimentul, cum să spun, recunoașterii faptului că ar fi fost bine altfel sau că mi-ar fi plăcut altă meserie decât cea pe care o fac. Însă se spune că nu e bine să vorbești despre destin. Până la urmă, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Așa a vrut Dumnezeu, asta a fost calea mea, asta a fost steaua mea, eu trebuie să-mi duc și să luminez împreună cu steaua mea drumul pe care mi l-am ales. Deci îți dai seama că nu e ușor. Gabi, de cine ți-e dor acum privind în urmă? Să nu mă întreb de familie, pentru că mai presus de părinți nu-i nimeni și sigur că ei nu mai sunt și îi am în mintea, în viața, în sufletul și în inima mea. Despre asta nu vreau să vorbesc, pentru că nu vreau nici să fiu patetic, nici să fiu lacrimogen și nici să creez o melodramă. Toți trăim momente tragice în viață, când ne pierdem pe cei apropiați, pierdem mama, pierdem tata și sunt momente de neînchipuit pentru un om. Nici nu știu ce m-ai întrebat. Nu știu să-ți răspund la asemenea întrebări. De cine ți-e dor privind în urmă e dor? Și mi-ai zis Măi, că... Mi-e dor de mine când eram copil. Pentru că eram mai frumos, eram mai nevinovat. Și eram ești frumos, mai neștiutor. Și luminos și noi te iubim. Probabil, nu știu. Asta o spui tu. Că mă cunoști. Nu, spunem noi cum e Julio Iglesias la spanioli, așa e Gabriel Dorobanțu în România. Măi, mi-ar fi plăcut să fiu și o iglesia, să am un... am văzut că se plimbă pentru o grădină mare pe care o are cu un electrocar, nu știu cum îi zice, este așa ca un ATV, eu mereu vreau să-i spun TVA, dar nu, e un ATV, îl plimbă un bodyguard cu ATV-ul și mi-ar fi plăcut să mă plimbă și pe mine pentru o grădină mare, dar mi-am făcut eu grădina mea care e mai mică, știi? Și l-ascult pe Iglesias, care cântă foarte simplu, care are un timbru inconfundabil, care este un creator și care este de o sensibilitate peste măsură, pe care l-am ascultat de nenumărate ori, dar pe care nu mi-am dorit să-l imit niciodată, că n-aș fi în stare, pentru că este unic și nu-i frumos. Mi se pare că nu-i la locul meu să fac așa ceva.
ne-am plăcut într-un minut. A fost ceva ce n-a uimit, îndrăgostit și încrezător. Să te sărut eu mi-am dorit. Când te întrebam de mă iubești, nu te grăbeai să-mi dai răspuns. Și de aceea bănuiam că poate ai ceva de ascuns. Mă iubești așa și așa, e de vina cineva. Asta nu a suporta, spune-mi tu iubita mea. Mă iubești așa și așa, nu prea cred tu zici că da. Mi-ești simpatică, nu zic, dar nu înțeleg nimic. Ce e cu mine? Aștept o zi când ai să-mi spui că nu-i pe lume altcineva. Perechea și alesul tău, atât cât viața va dura. Când mă ascult și îmi zâmbești și luna de pe cer ți-aș da, chiar intr într-una să mă placi, cam asta e povestea mea. Mă iubești așa și așa, e de vina cineva. Asta nu a suporta, spune-mi tu iubita mea. Mă iubești așa și așa, nu prea cred tu zici că da. Mi-ești simpatică, nu zic, dar nu înțeleg nimic. Ce e cu mine? Așa, 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 e de vina cineva. Asta nu a suporta, spune-mi tu iubita mea. Mă iubești așa, 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 nu prea cred tu zici că da. Mi-ești simpatică, nu zic, dar nu înțeleg nimic. Ce e cu mine?